Două filme considerate propagandă rusă au fost retrase chiar înainte să fie difuzate în cinematografele Eforie și Union, cinematografe din subordinea Ministerului Culturii. Contractul a fost reziliat de Arhiva Națională de Filme, spune ministra Raluca Turcan Citez. E inacceptabil ca asemenea producții cinematografice, vădit propagandistice, finanțate de statul rus în contextul războiului din Ucraina, să beneficieze de spații de difuzare în cinematografe publice. Vorbim despre filmele Provocarea și Vremea celor din tâi. Primul e despre un chirurg trimis pe stația spațială internațională pentru a salva un cosmonaut rănit. Pentru a filma scenele, rușii au trimis un actor și un regizor pentru o perioadă de 12 zile pe stația spațială.